Sebastian Chitosca a fost unul dintre cei mai susținuti concurenții de la Survivor. Acesta le-a demonstrat fanilor că i s-i merita din plin locul în competiție, și că a luptat pana în ultima clipă cu toate armele din dotare. Având în vedere că în ultima perioadă Ana Maria Prodan este pe buzele tuturor, Sebastian Chitosca a decis să iasă și el la rampa și să facă câteva declarații dintre el și fosta soție a lui Reghe Camp. Sebastian Chitosca s-a lăsat de fotbal la 28 de ani, însă primul gând de a se agăta ghetele în cui a fost la 23 de ani. La acea vreme, sportivul era legitimat la Cehlaul Piatra Neamț, club aflat în insolventa, care nu s-i mai platise jucătorii de luni bune. Atunci a cunoscut-o pe Ana Maria Prodan, care l-a făcut să meargă mai departe cu fotbalul, promitându-i un contract cu cea mai bogată echipă din România, FCSB. Transferul la Steaua ar fi excepțional, trebuie să plec de aici pentru că nu mai sunt conditi. Nu mă refer doar la bani, nu mă refer la faptul că nu mi-am mai luat salariul de 8 luni, ci la faptul că aici nu mai merge nimic normal, așa cum ar trebui să meargă, spunea la acea vreme Sebastian Chitosca. Mă antrenam nebuneste la FCSB, crezând că prind și eu un meci. Am jucat cu Foresta în cupa, după o perioadă petrecută la echipa a doua. MM Stoica venea la noi și m-a dat de exemplu. La două zile după meciul ăsta, m-am accidentat. A fost o mocirlă infernală acolo, un teren greu. După, am mers pe un sintetic cu echipa a doua și m-am accidentat. S-a rupt totul de acolo, a povestit Sebastian Chitosca.